Hei, salutare tuturor și bine v-am găsit pe canalul meu de YouTube. Numele meu este Claudiu Voroneanu. Vreau să vă spun că din pricina războiului din Ucraina, prețul la carburanță a crescut foarte mult, atingând pragul de 2,40 de cenți per litru în Germania la diesel, ceea ce este enorm de mult. Practic, alimentez dublu față de perioada anterioară de dinaintea războiului din Ucraina. Astăzi însă am avut o surpriză. În Franța, la benzinărie, am alimentat cu 1,68 de cenți per litru și, bineînțeles, am făcut plinul. Pe urmă am mers la un restaurant bufet cu specific asiatic. Împreună cu familia. Vă doresc vizionare plăcută și pe data viitoare. La revedere! Ciao! Oameni buni, am venit în Franța să bag motorină, fiindcă în Germania este foarte scumpă. M-am uitat dimineața, era 2,24. Ia uitați aici, gazol 1,684. Vedeți, e ieftin. Acum bag fol. Mai am 102 km. Doamne ajută că am ajuns la benzinărie. Ia uite aici, unul de Freiburg. Am crezut că sunt singur. Ia uite, acum merge să bage motorul. Să vedem dacă bagă foc. Normal, în Germania băgați toți de 20 de euro și plecați repede de la pompă. Dar uite, aici bagă lumea foc. Eu de când mi-au luat merțan numai pe roșu merg. Ia uite, 107. Din când în când, dacă îl mai opresc, mai merge și mai mult. 109, 110. Ei, uitați aici cum bag motorina, mă. De unde bagi motorina? Din Franța, uite, îmi intre 110 litri. Și bag cu 1,68. Dar de ce bagi din Franța? Pentru că e mai ieftin. Aici e mai ieftin, nu? No? Dacă tot sunt aici, de ce să nu faci motorină? Mă las ăștia numai de 150, că era să fac de 200. No? Vezi că te mănâncă o azi din ea? Mai intră? Urmează cu ce fac. 80 de litri, vezi, și plătim. Cred că am rezervare în plus pe dedesubt. Uite, nu mă lasă decât 150, pe tot. Vezi, sunt versi singuri, ce vreau. Ce să fac? Mai stau o dată, mă mai pun o dată la coadă. Da, uite cât e coada, să arătăm coada. Lasă, ne mai ducem o dată la coadă. Da, las, că ți-ai făcut destul. Câți litri? Ajunge. 89. Gata, am plătit, ceau. Gata, am alimentat. Ia uite aici. Pol. 996 de kilometri. Nu-i for mai intra. Dar e ok. Seara asta ne aflăm la un restaurant asiatic în Colmar, Franța. Haideți să vă arăt cam ce mâncare este pe aici. Pește, somon, patru feluri de pește. Astăzi știu că sunt cu ceva ciocolată înăuntru. Uite, astea sunt interesante, zici că sunt sarmale. Poate le confundă românii cu sarmale. Brânză, pane, creveți, calamari, tot felul.
Aici ai sushi. Jambon. Deci aici e partea cu mâncare caldă. Arată foarte bine. Deja nu mai pot de postă. Cartofi gratin. Asta chiar nu știu ce carne are. Dar am să o cer. Aici salate. Tentacule de caracatiță. Asta chiar că arată sarmale. Brânză. Deci aici am uitat să vă spun, trebuie să mâncați cât vreți, cât doriți. Adică cât puteți să duceți. Aici dacă vrei să-ți faci un grill, îți iei carne de aici, îți alegi ce vrei. Are antricot de vită, tot felul, pește, calamar, carne de miel, hamburger. Aici sunt legume. Deci dacă vrei ceva la grill, îți alegi de aici și aduci la meseria și aici, la bucătar. Deci îți face totul proaspăt. Aici are grill. Acum ai dat domnul ce vrea să mănânce. Stărească. Partea preferată de femei și de copii. Tot felul de fructe. Prăjituri, eclere chiar. Înghețat aici. Cred că asta le place la majoritatea fetelor. Am și o prăjitură ce îmi place, dar astăzi văd că nu este. O tartă de citrone. Asta în România se numește lapte de pasăre. Aici nu știu cum. Crème brûlée este aici. Musuri de ciocolată, de tot felul. Deci dacă veniți aici, chiar aveți ce să mâncați, să vă simțiți bine.
Aici au copiii și un loc de joacă. Deci dacă veniți cu copiii liniștiți, trebuie să mâncați liniștiți. Aici, prin părere.